Atributul pronominal, clasa A6 a șasea. Învățarea prin imaginație. Învățăm prin puterea cuvintelor. Schimbă cuvintele, schimbă atitudinea. Când? Când folosim cuvinte ca nu pot, nu știu, nu mă pricep, e prea greu, le înlocuim cu fi încrezător, acționează, propuneți obiective realizabile, planifică, Efortul face diferența. Apelează la un prieten. Ceea ce gândim, ceea ce spunem, influențează felul cum acționăm. Învățăm făcând. 1. Asociați pronume cu substantivele potrivite. Observăm substantivele. Cărțile, bicicleta, florile, discuțiile. Și pronumele lui, lor, pentru tine despre ele. Ultimele pronume sunt precedate de prepoziții. 2. Alcătuiți enunțuri cu grupurile create, apoi subliniați pronumele. Notă. Puteți opri resursa video cât timp lucrați. Enunțurile mele. Am citit cărțile lor. Am luat bicicleta lui. Acelea sunt florile pentru tine, discuțiile despre ele sunt interminabile. Investigăm. Ce funcții sintactice au pronumele? Am citit cărțile lor. Ale cui cărți? Ale lor. Pentru că determină un substantiv, lor are funcție sintactică de atribut, și pentru că este exprimat prin pronume, atributul se numește atribut pronominal. În exemplu, întâlnirea cu tine a fost memorabilă. Care întâlnire cu tine este atribut pronominal? Rețineți. Atributul este funcția sintactică specifică grupului nominal. Grupul nominal este grupul format dintr-un substantiv regent și termenii subordonați lui. Exemplu, florile de la tine sunt minunate observăm grupul nominal florile de la tine. De la tine, atribut pronominal prepozițional. Rețineți! Atributul pronominal poate fi exprimat prin diferite pronume în cazurile. 1. Genitiv. Voi vorbi cu prietenii lor. Ai cui prieteni? Ai lor. Atribut pronominal genitival, deci își va lua numele de la caz, 2. Acuzativ, discuția despre dumneavoastră a fost politicoasă. Ce fel de discuție despre dumneavoastră? Atribut pronominal prepoziționar. Își va lua numele de la prepoziția care îl precedă. Lucrăm împreună. Analizăm două atribute pronominale diferite din enunțurile. Am mărturisit că este fiul lui. Povestea despre el mi-a plăcut. Al cui fiu? Al lui. Lui. Atribut pronominal genitival, exprimat prin pronume personal, persoana a treia, gen masculin, număr singular, caz genitiv. Care poveste? Despre el. Despre el. Atribut pronominal prepozițional, exprimat prin pronume personal, persoana a treia, gen masculin, număr singular, caz, acuzativ. Evaluare sau autoevaluare. Se dă textul. A primit vestea despre voi. Telefonul ei era stricat. Întâlnirea cu ei a fost plăcută, însă tonul lui ridicat atrăgea atenția. Se cere. 1. Subliniați pronumele. 2. Analizați un atribut pronominal prepozițional și un atribut pronominal genitival. 3. Alcătuiți două enunțuri în care să existe două atribute pronominale diferite: genitival și prepozițional. Opriți resursa video în timp ce rezolvați. Rezolvare. 1. Pronumele subliniate sunt despre voi, luăm cu tot cu prepoziție, ei, cu ei și lui. 2. Despre voi. Atribut pronominal prepozițional, exprimat prin pronume personal precedat de prepoziție, persoana a doua, număr plural, caz acuzativ. Ei. Atribut pronominal genitival, exprimat prin pronume personal, persoana a treia, gen feminin, număr singular, caz genitiv. 3. Acolo este cartea pentru tine. Un exemplu de enunț, da? Pentru tine, atribut pronominal prepozițional. Al doilea exemplu, acestea sunt lucrurile lor. Lor, atribut pronominal genitival. Mulțumesc!